Șoferii din țară continuă să urce la volan chiar dacă au consumat băuturi alcoolice. Unul dintre cazuri a avut loc în noaptea de 4 iulie, în jurul orei 2:30 de minute pe o stradă din orașul Criulin. Oamenii legii ar fi observat o mașină deplasându-se haotic pe șosea. Imediat ei l-au somat pe șofer să oprească. Automobilistul s-a conformat, însă în timpul discuțiilor, polițiștii și-au dat seama că acesta ar fi băut. Prin urmare, chișinăuianul de 37 de ani a fost testat cu aparatul Drager la fața locului. Dumneavoastră vă eschivați, încă o dată vă mai dau, dacă vă eschivați, suflați mai tare, cum ați sufla într-un balon, eu poc într-o de 2 secunde. Poftim, suflați, tare, încă, suflați. Rezultatul etilotestului a arătat că bărbatul avea o concentrație de alcool de 0,74 mg pe litru în aerul expirat. Ulterior, conducătorul auto a fost condus la Inspectoratul de Poliție Criulen pentru documentarea cazului. Acolo însă bărbatul refuza categoric să-i fie prelevate probe biologice, dar și să semneze procesele verbale. Poți ies? Nu, eu vreau să ies la aia acurat. O să ieșesc. Dumneavoastră refuzați semnați actul. Eu vreau să ies. Eu am repetat ce ești sudul. Eu vă somiez și vă avertizez mai multe ori. Eu am spus. Că refuzați. Păi eu am spus, măi. Refuzați? Eu am spus. Acum ori semnați ori refuzați? Eu am spus. Că refuzați. Bine, eu am înțeles că refuzați. Un alt caz a avut loc în data de 5 iulie, în intersecția străzilor Sarmizegetusa cu Butucului din Capitale. Un șofer a sunat la 112 și a declarat că a observat în trafic un alt conducător straniu. Vizual ar semăna să fie băut. La scurt timp, inspectorii de patrulare au depistat șoferul, care s-a dovedit a fi în vârstă de 60 de ani. Acesta a fost surprins cum încearcă să urce în mașină, însă abia de se ține pe picioare. În imaginile surprinse se poate observa cum acesta nu se poate lămuri nici de cum cu mânerul portierei. Șoferul a refuzat însă să treacă etilotestul. În ambele cazuri, automobiliștii au rămas fără permise de conducere, iar mașinile lor au fost duse la parcări speciale. Acum, ambii riscă dosare penale și ar putea fi privați de dreptul de a mai urca la volan în următorii 4 ani.